Slăvit să fie Domnul! Socotesc că se merită cu toții cât bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat cu sănătate, cu pace și cu liniște și suntem în casa lui Dumnezeu, dorim cu toată biserica să ne unim inimile, să binecuvântăm pe Domnul Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, Marele Păstor al Oilor și onorat și binecuvântat să fie Duhul Sfânt. Dumnezeu să binecuvânteze toată biserica care în ziua aceasta suntem prezenți la ultima cină. De fapt, nu este voie de lipsit de la cina Domnului. Dumnezeu când a așezat primul Paște și întotdeauna Dumnezeu când a adus o izbăvire, a așezat o sărbătoare. Pentru ca neamul omenesc să nu uite că noi suntem uituci. Când l-a izbăvit pe Israel din Egipt, a așezat Paștele, de fapt, melul pascal, care trebuia scos din turmă în ziua 10-a și păstrat până în ziua 14-a. Melul pascal de atunci îl simboliza pe Domnul Iisus, binecuvântat să fie numele Lui. Și în noaptea când au dus izbăvirea și biruința, o sărbat Paștele, le-au dat acolo niște dimensiuni cum să sărbeze Paștele. Să fie gata de drum, să fie pregătiți, să ia din sângele, din strachenă care îl lua de la mel, să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus, pentru că atunci când va trece nimicitorul să nu nimicească pe fiul lui Israel, atunci toate familiile verifica pe membrii familiei dacă erau în casă, toți care erau în casă și era sub protecția sângelui, erau izbăviți. Numai cei care erau pe afară erau în primejde să-și piardă viața. Dumnezeu a făcut o judecată că Dumnezeul nostru este drept, binecuvântat să fie numele Lui. El a zis, în noaptea aceasta trec prin Egipt să fac o judecată dreaptă împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu Domnul. Dumnezeu când face lucrările Lui, pedepsește pe unii și izbăvește pe alții. După 430 de ani de robii, scrie Scriptura, strigătele lui Israel s-au ridicat până la Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun că Dumnezeu nu face nicio lucrare până nu se coboară să vadă dacă zvonul care a ajuns sus este adevărat. Cu toate că El știe, El întâi verifică. Și Dumnezeu a dat izbăvire lui Israel și îmi place extraordinar acolo. O zis Dumnezeu lui Israel, sărbătoarea aceasta să fie o sărbătoare veșnică. Și când v-am întrebat copiii voștri ce însemnează lucrul acesta, să spuneți, este sărbătoare în cinstea Domnului care a trecut prin lângă casele noastre și ne-a izbăvit Dumnezeu să fie binecuvântat. Și apoi Domnul Iisus în noaptea în care este vândut așează o sărbătoare, mai așează sărbătoarea Paștele sau cina Domnului, Paștele Nou Testamental, dacă vreți. În noaptea în care a fost vândut, Domnul Iisus așează sărbătoarea cinei Domnului, adună toți ucenicii și spune, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi împreună înainte de patima mea. Dumnezeu să fie binecuvântat! Binecuvântată să fie jertfa lui Iisus, fraților! În ziua aceasta, fratele citea din Petru de aici și îmi place de Petru Apostolul care începe epistola, prima epistolă scrie aici, Petru Apostol al lui Iisus Hristos către aleșii care trăiesc ca străini împrășteați prin Pont, Galatia, Capodocia, Asia, Bitinia și eu mai adaug și America. Binecuvântat să fie Dumnezeu! În ziua aceasta, epistola asta lui Petru ne vorbește și nouă, Dumnezeu să fie binecuvântat. Mi-amintesc că în anul 86,
Când am venit în America, am stat 10 zile în Italia, în Roma, și am vizitat catacombile, tot ce era de vizitat, am vizitat atunci, am vizitat și închisoarea lui Petru și a lui Pavel. Și acolo ghidul ne explica, era două gropițe lângă o masă și spunea, aici Petru Apostolul stătea noaptea în genunchi și se ruga pentru biserica care a doua zi va trebui să fie dată la fiare. Petru se ruga și spunea, Doamne Dumnezeule, mâine când biserica va ieși pe arene, dă biruință bisericii. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun că în fruntea bisericii Iisus, fraților, numele Lui să fie binecuvântat în veci de veci. Scrie Petru Apostolul aici niște cuvinte care chiar mi-au rămas în memorie. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Aș vrea să vă spun în ziua aceasta, dacă este criză de har și de pace, ca în vremea asta nu mai fost niciodată. Nu mai fost niciodată. E nevoie de pace în familie, e nevoie de pace în biserică, e nevoie de pace în lumea aceasta, fraților. Lumea este tulburată, popoarele stulburi, zângănesc nuclearele, oamenii se tem de a treilea război mondial. Dumnezeu să binecuvânteze biserica cu pace. Binecuvântat să fie Dumnezeu. O ieșit Israel și l-au ajuns egiptenii la Marea Roșie și când au văzut în spatele lor, i-au zis lui Moise, de ce ne-ai scos, de ce nu ne-ai lăsat să murim în Egipt acolo? Și au zis Moise, au zis Dumnezeu lui Moise, spune poporului să fie liniștit. Spune poporului să fie liniștit, că noaptea aceasta voi fi proslăvit, Dumnezeu să fie binecuvântat. Vreau să spun bisericii de la Betel, indiferent vremurile care le avem de trecut, Duhul Sfânt vorbește că la anul și vremuri grele, eu vă spun în ziua aceasta, împins de Duhul lui Dumnezeu, fiți liniștiți, oameni buni. Că înaintea bisericii Iisus, binecuvântat să fie numele Lui, emelul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii, numele Lui să fie binecuvântat în veci de veci. Îl slăvim pe Dumnezeu în ziua aceasta, că până aici ne-a ajutat, fraților. Omul lui Dumnezeu, Samuel, după ce Dumnezeu a dat o biruință poporului, a pus un stâlp de aducere a minte și l-a numit Eli Bezer și a zis, până aici Domnul ne-a ajutat. Până în ziua aceasta, în luna decembrie, anul 2021, Domnul ne-a ajutat, trăiască numele Lui în veci de veci. Prin necazuri, prin probleme, prin încercări, binecuvântat să fie Domnul care ne-a purtat cu carul Lui de biruință, numele Lui să fie proslăvit. Ziua aceasta suntem la masa Domnului, sărbătoarea aceasta minunată, cina Domnului. Fraților, citea frața azi din Psalmul 22, acolo vorbește de suferințele Domnului. Și Isaia în 53 spunea, cine a crezut în ceea ce ni se vestise, cine a cunoscut brațul Domnului. El a crescut ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui. N-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că se întorceai fața de la el. Totuși el suferințele noastre le-a portat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era zdrobit pentru păcatele noastre, lovit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Binecuvântată să fie jertfa lui Iisus, fraților! Pentru mântuirea neamului omenesc s-a vărsat mult sânge. Citeam zilele acestea pe acolo, vorbesc cele patru Evangheliei. Când s-a născut Domnul Iisus și când magii au ajuns la Ierusalim și au spus împăratului Irod că am venit să ne închinăm împăratului care s-a născut de curând, scrie Scriptura că toată cetatea sa
S-a tulburat toată cetatea și s-a tulburat și Irod și-a vrut să afle de la magi locul unde s-a născut Iisus și-a zis că mă duc și eu să mă închin, dar nu s-a dus să-l închine, că el vrea să-l omoare. Dumnezeu a vorbit magilor care s-au întors pe alt drum, scrie acolo Scriptura că Irod s-a supărat și-a omorât tot leatul lui Iisus, fraților. Când am citit pe acolo, am plâns. Tot leatul de la 2 ani în jos, de parte bărbătească, a fost omorât să se împlinească prorocia lui Ieremia, care spunea, Rahela își jălea copiii și nu dorea să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Pentru mântuirea neamului omenesc, pentru mântuirea noastră, s-a vărsat mult sânge, binecuvântată să fie jertfa lui Hristos. Până a ajuns Evanghelia la noi, până a ajuns Evanghelia în România, până Dumnezeu a băgat și neamurile mântuire, binecuvântat să fie jertfa lui Iisus. Melul lui Dumnezeu care a suferit, fraților. Scrie Scriptura acolo și că Domnul Iisus a căzut sub grea o cruce, nu a mai putut să urce dealul căpățâne. Să scrie Scriptura despre Simon din Cirena, care se întorcea de la munca câmpului și a fost silit să ajute pe Iisus să ducă crucea. Scriu scriile ebraicile despre Simon din Cirena, că era un om foarte rău. De fiecare ori, dată când se întorcea acasă, bătea copiii, bătea soția. În ziua când s-a întâlnit cu Iisus și când a fost silit să-i ducă crucea, o întârziat, o ajuns mai târziu. Și l-a întrebat nevasta ce s-a întâmplat. Și a zis, am întâlnit un întemnițat la moarte care urca dealul căpățânii cu crucea în spate și am fost silit să-i ajut să ducă crucea. Și a zis, nu știu ce s-a întâmplat, dar când s-a uitat în ochii mei, s-a schimbat totul în mine. Era alt om. Dorim în ziua aceasta ochii blânzi a Domnului Iisus să se uite peste biserica de la Betel. Să facă Iisus azi schimbare în inimi. Aleluia, binecuvântat să fie numele Lui. El poate schimba inimile oamenilor, ceea ce nu putem face noi, face Dumnezeu, Dumnezeu să fie binecuvântat. Am vrea în ziua aceasta să cineze Iisus cu noi, să treacă printre rânduri, să rămână la noi. Spuneau cei de pe drumul Emausului, rămâi la noi că este seară. Am vrea să rămână Iisus la noi, să cineze cu noi, așa cum a cinat cu ucenicii Dumnezeu, să fie binecuvântat și astăzi. Jertfa lui Iisus Hristos să miște fiecare inimă, Dumnezeu să fie binecuvântat. N-avem voie să lipsim de la cina Domnului, vă spuneam la început, fraților. În Israel nu aveai voie să lipsești de la Paști. Cine lipsea de la Paști și n-avea dovezi întemeiate, era ucis cu pietre. Dumnezeu să ne ajute toți să fim prezenți la cina Domnului. Dumnezeu să fie binecuvântat. Domnul Iisus a mai ales 70 de ucenici și când ne-a vorbit despre trupul și sângele lui și a zis, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață în el însuși și nu are cine îl învia ziua de apoi, scrie Scriptura, că cei 70 l-au părăsit și s-au îndreptat spre cei 12 și au zis, voi nu vă duceți? Și-o zis ucenicii, unde să ne ducem? La tine sunt cuvintele vieții veșnice. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să fim prezenți astăzi, fraților. Sărbătorim moartea lui Iisus. Binecuvântat să fie numele Lui. Scria Pavel Corintenilor 11 de la 23 la vale, unde reglementează cina între neamuri. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El, binecuvântată să fie jertfa lui Iisus. Că de nu era jertfa lui Iisus, eram cei mai nenorociți oameni. Binecuvântată să fie jertfa lui Iisus. De aceea, fraților, vrem în ziua aceasta să sărbătorim moartea lui Iisus până va veni El. Dumnezeu să fie binecuvântat. Cine mănâncă și bea, capătă viață în el însuși, spunea Domnul Iisus, și eu îl voi învia în ziua, de apoi Dumnezeu să fie binecuvântat. Fraților, Dumnezeu să ne ajute
să mâncăm și să bem din el, dar fără înainte să ne cercetăm. Așa spunea Pavel Apostolul, îmi place acolo, începe de la 11, 1 Corinteni, de la versetul 23 la vale, căci am primit de la Domnul, fraților, nu de la cult, nu de la ciuciogat, nu de la Assembly of God. Îmi place extraordinar când găsesc în Scriptură mărturiile acestea, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Dumnezeu să ne ajute tot ce învățăm de aici să fie de la Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Să fii potrivit cu Scriptura. Pavel mai la vale spunea fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce. Că cine nu se cercetează își mănâncă și bea osânda lui însuși. Și mai jos acolo cuvântul lui Dumnezeu spunea, din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi și neputincioși și nu puțini. Dorm, fraților, nu de aici ce dorm în adunare, că mai sunt și de aici de care dorm în adunare. Dorm somnul păcatului. Dorm somnul păcatului. Bolnavi, neputincioși. M-am întâlnit oameni care nu pot posti. Vă zic și mă doare capul. Povestea un frate, s-a apucat să postească, a pus femeia barabule de la frunte și tot trimitea femeia afară să vadă pe unisoarele. Bă, oameni buni, bă! Oamenii putincioși, bă, cum mă poți poste? Bă, fraților, bă, cum? Hai, înțelegem, o femeie gravidă, care trebuie să nască, bă, înțelegem. Fraților, din pricina aceasta, sunt între voi mulți bolnavi și neputincioși, nu bolnavi și boli. Fraților, nu vă supărați. Poporul penticostal din mileniul 21 se joacă cu cina Domnului. Și unii nu dau nimic pe cina Domnului. Am întâlnit oameni care nu m-am partajat de 10 ani. A, băi, să aștept că ajungi în rai. Să aștept că ajungi în rai. Nu se poate, fraților. Ca să mâncăm la ultima cină, trebuie să mâncăm aici. Dumnezeu să fie binecuvântat. Eu nu știu dacă am lăsat vreodată de la cina Domnului, doar că am fost în călătorie. Nu se poate, fraților. Cina Domnului face închegarea mădularelor în trupul lui Hristos. Pavel scrie Corintenilor 1, în capitolul 10, nu știți că toți care luați parte din aceeași pâine formați? Un singur trup, mă! Și la Domnului face închegarea mădularelor în trupul lui Hristos. Dumnezeu să binecuvânteze trupul lui Hristos de la Betel. Poate nu ești mână, poate nu ești chișor, poate nu ești ochi, poate nu ești ficat sau altceva, dar poate ești o încheitură, mă! Când citesc, e mare taină cu încheiturile acolo, la știi, la încheituri. Prin hrana pe care o dă fiecare, încheitură, mă, poate ești o încheitură la Betel, mă, tu n-ai, dacă n-ar fi încheitura asta, ia de aici, nu se nici că mâna, mă. Mare rol are încheitura. Sau la Chișor, dacă nu poți face cu el așa, că și aia și faci încheitura, face. Poate ești o încheitură, Dumnezeu să fie binecuvântat. De a tot trupul lui Hristos să fie închegat, Dumnezeu să fie binecuvântat, Dumnezeu să binecuvânteze biserica de la Betel. S-ar putea pentru unii din ziua de azi să fie ultima cină. Băgați bine de seamă ce vă spun. Ultima cină. Mănânci aici și dacă ești gata o să mănânci sus. Dar dacă nu ești gata sus, nu mai mănânci. I-au zis Domnul Iisus. Am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi împreună, căci vă spun că de acum nu-l voi mânca decât nou. În împărândorim, Doamne, ajută-ne să-l mâncăm nou, să nu rămână nimeni de la Betel. Acolo nou, când îl vom mânca, să nu rămână nimeni de la Betel. Noi și copiii noștri să-l mâncăm nou acolo. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumnezeu să binecuvânteze biserica, fraților. Toată nădejdea ne-o punem în Dumnezeu. Toată nădejdea ne-o punem în Dumnezeu. Câteodată Dumnezeu ne lasă încercare să vadă dacă suntem statornici. Scrie acolo despre Israel, am citit mult în Scriptură, l-au lăsat în acasă, am vrut să văd dacă e statornic Israel. În
ne încearcă Dumnezeu câteodată să vadă dacă suntem statornici. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică, mă opresc. Dumnezeu să ne ajute în ziua aceasta să ne cercetăm. Nu lipsiți, fraților, nu lipsiți de la cina Domnului. Ceea ce ne face să fim sănătoși în Duhul, în omul dinăuntru, este când mâncăm, când stăm la masa Domnului, când mâncăm din El, bem din El și avem viață noi înșine, viață spirituală, fraților. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică de la Betel. Să ne cercetăm și așa să ne apropiem de trupul și sângele Domnului. Amin.